Mycogen. Mycogen, un sector al vechiului Trantor, îngropat în trecutul propriilor sale legende. Mycogen a avut o influență redusă asupra planetei, automulțumită și autoseparată în asemenea măsură încât... Enciclopedia Galactică. 31. Când se trezi, Seldon descoperi o nouă figură care îl privea cu seriozitate. Se încruntă încercând să o identifice și, pentru o clipă, semănă cu o bufniță. Apoi spuse, Hamin? Hamin zâmbi ușor. Deci îți aduci aminte de mine? A fost o singură zi acum aproape 2 luni, dar mi-aduc aminte. Deci nu te-au arestat sau în orice caz... După cum vezi, mă aflu aici teafăr și nevătămat, dar nu mi-a fost foarte ușor să vin, spuse el, aruncându-i o privire lui Dors, care stătea deoparte. Mă bucur că te văd, spuse Seldon. Apropo, te superi? Arătă cu degetul în direcția sălii de baie. Nu te grăbi, spuse Hamin. Ia-ți micul dejun. Hamin nu luă micul dejun împreună cu el. Nici Dors. Nu scoaseră niciun cuvânt. Hamin examina o videocarte arătând un oarecare interes. Dors își cercetă în mod critic unghiile și apoi, luând un microcomputer, începu să facă însemnări cu un stylus. Seldon îi privi dus pe gânduri și nu încercă să înceapă o conversație. Liniștea păstrată putea fi vreun obicei respectat de trantorieni lângă patul unui bolnav. Ca să fie sincer, se simțea acum absolut normal, dar poate că ei nu-și dădeau seama de acest lucru. Abia când termină ultima bucătură și dădu pe gât ultima picătură de lapte, cu care evident că se obișnuise, din moment ce nu îi se mai părea că are un gust ciudat, vorbi Hamin. Cum te mai simți, Seldon? Întrebă el. Foarte bine, Hamin. Suficient de bine, nu încape îndoială din moment ce mă aflu din nou pe picioarele mele. Mă bucur să aud asta, zise scurt Hamin. Dors Venabilis s-a făcut foarte vinovată că a lăsat acest lucru să se întâmple. Seldon se încruntă. Nu, eu am insistat să merg în Upper Side. Sunt sigur, dar ea ar fi trebuit cu orice preț să te însoțească. I-am spus că nu vreau să vină cu mine. Nu este adevărat, Harry, spuse Dors. Nu-mi lua apărarea cu minciunii galante. Dar nu uita, spuse Seldon supărat, că Dors a venit totuși după mine în Upper Side în ciuda unei puternice rezistențe și mi-a salvat fără îndoială viața. Acesta este adevărul. Ai adăugat și asta la aprecierile tale, Hamin? Dors îl întrerupse din nou, vizibil stânjenită. Te rog, Harry, ce tăr? Hamin are perfectă dreptate când consideră că ori ar fi trebuit să nu te lasă pleci în Upper Side, ori ar fi trebuit să vin cu tine. Cât despre acțiunile mele ulterioare, le-a apreciat foarte favorabil. Oricum, zise Hamin, asta ține de domeniul trecutului și ar fi cazul să o lăsăm baltă. Hai să discutăm despre ce s-a întâmplat în Upper Side. Seldon. Putem vorbi în siguranță? Spuse cu precauție Seldon privind în jur. Hamin zâmbi ușor. Dors a plasat această cameră într-un câmp perturbator. Sunt foarte sigur că niciun agent imperial din universitate, dacă există vreunul, nu este în stare să-l penetreze. Ești o persoană suspicioasă, Seldon. Nu-mi stă în fire, spuse Seldon, dar ascultându-te în parc și după aceea... Ești o persoană convingătoare, Hamin. Atunci, când ai plecat, eram gata să mă tem că Eto de Merzel stătea ascuns în fiecare umbră. Câteodată și eu cred același lucru, spuse Hamin pe un ton serios. Chiar dacă ar fi așa, nici nu mi-aș da seama că ar fi el. Cum arată? N-are nicio importanță. Nu l-ai putea vedea decât dacă ar dori el să-l vezi și atunci totul ar fi terminat, cred. Iar asta este ceea ce trebuie să evităm. Hai să vorbim despre nava cu tracțiune vectorială pe care ai văzut-o. După cum ți-am mai spus, Hamin, m-ai încărcat cu temeri în ceea ce îl privește pe Demerzel. Imediat ce am zărit nava cu tracțiune vectorială, am presupus că mă urmărea. Că eu am făcut prostia să ies în afara protecției Universității Strilling prin faptul că am mers în Upper Side și că am fost ademenit acolo sus cu scopul anume de a fi capturat fără dificultate. Pe de altă parte, început Dors, Legend... A fost aici seara trecută? Spuse repede Seldon. Da, nu ți-amintești? Vac, eram mor de oboseală. Totul e o ceață în capul meu. Ei bine, când a fost aici noaptea trecută Legend, a spus că nava cu tracțiune vectorială nu a fost decât o navă meteorologică de la o altă stațiune meteorologică. Foarte obișnuită. Absolut inofensivă. Ce? Spuse Seldon, cuprins de uluială. Nu-mi vine să cred. Întrebarea, spuse Hamin, este. De ce nu-ți vine să crezi? Era ceva în legătură cu nava care te-a făcut să crezi că era periculoasă? Ceva concret și nu o suspiciune băgată de mine în capul tău? Seldon se gândi la întâmplările prin care trecuse, mușcându-și buza de jos. Comportamentul ei, spuse el, părea că își coboară partea din față sub plafonul de nori ca și cum ar fi căutat ceva, apoi apărea în altă parte, în același mod, apoi în altă parte și tot așa. Părea că cercetează metodic Upper Side, porțiune cu porțiune, căutându-mă pe mine.
Poate că ai personificat-o, Seldon, spuse Hamin. Poate că ai tratat nava cu tracțiune vectorială ca și cum ar fi fost un animal straniu care era în căutarea ta. Nu era un animal, bineînțeles. Era doar o navă cu tracțiune vectorială, iar dacă a fost o navă meteorologică, comportamentul ei a fost perfect normal și inofensiv. Mie nu mi s-a părut așa, spuse Seldon. Sunt sigur de asta, spuse Hamin, dar noi nu știm nimic de fapt. Convingerea ta că ai fost în pericol este numai o presupunere. Afirmația lui Legend că a fost o navă meteorologică este de asemenea doar o presupunere. Nu pot să cred că a fost o întâmplare complet nevinovată, se încăpățână Seldon. Ei bine, spuse Hamin, să luăm în considerare ipoteza cea mai nefavorabilă, și anume că nava te căuta pe tine. Cum ar fi putut ști acela care a trimis nava că tu te aflai acolo? L-am întrebat pe Dr. Legend, intervenit Dors, dacă în raportul său despre activitatea meteorologică pe care urma să o efectueze, a introdus informația că Harry va face parte din grup. În mod normal, n-ar fi avut niciun motiv să o facă și de altfel chiar a negat că ar fi făcut-o, fiind foarte surprins de întrebare. Eu l-am crezut. Nu te grăbi să-i dai crezare, spuse Hamin precaut. Nu cumva ar fi negat acest lucru indiferent de situație? Acum întreabă-te, în primul rând, de ce i-a permis lui Seldon să meargă cu ei. Știm că la început a fost împotrivă, dar s-a lăsat înduplecat fără să opună prea mare rezistență. Și acest lucru mie mi se pare că nu prea stă în caracterul lui Legend. Cred că ăsta ar fi un argument în favoarea ipotezei că el a aranjat întreaga afacere. Poate că a admis compania lui Harry numai ca să-l aducă în situația de a fi capturat. Poate că a primit ordine în acest sens. Putem merge mai departe cu ipotezele și să presupunem că a convins-o pe tânăra sa stagiară, Clauzia, să-i distragă atenția lui Seldon și să-l îndepărteze de grup, izolându-l. Asta ar explica ciudata lipsă de preocupare a lui Legend față de absența lui Harry atunci când a venit vremea ca grupul să coboare. Insistase ca Harry să fi plecat mai devreme și pregătise terenul arătându-i cu grijă cum să ajungă singur jos. Asta ar explica de asemenea și împotrivirea lui atunci când a fost solicitat să meargă din nou sus în căutarea lui Seldon, întrucât nu dorea să piardă timp căutând pe cineva despre care presupunea că nu va mai fi găsit. Hamin, care ascultase cu atenție, spuse: ai ținut o pledoarie interesantă împotriva lui, dar să nu ne grăbim să o acceptăm cu prea mare ușurință. De altfel, a venit totuși cu tine în Upperside, din cauza că au fost detectați pași. Șeful seismologilor a depus mărturie în acest sens. Ei bine, Legend a fost șocat sau surprins atunci când a fost găsit Seldon? Vreau să spun, altceva decât surpriza de a fi găsit pe cineva care fusese pus în mare pericol din propria ei neglijență. A reacționat ca și cum Seldon nu ar mai fi trebuit să se afle acolo? S-a comportat ca și cum și-ar fi pus întrebarea: cum se face că nu au pus mâna pe el? Doar să se gândi cu atenție, apoi spuse: a fost vizibil zdruncinat la vederea lui Harry zăcând acolo, dar nu mi-am putut da seama dacă mai era și altceva în afara consternării firești datorate situației. Da, presupun că n-ai avut cum să-ți dai seama. Dar în acest moment, Seldon, care își plimbase privirea de la unul la celălalt în timp ce aceștia vorbeau, spuse: nu cred că a fost Legend. Hamin își transferă atenția asupra lui Seldon. De ce spui asta? În primul rând, după cum ai mai spus, era clar că el nu dorea să vină împreună cu ei. A fost necesară o zi întreagă de discuții și cred că a fost de acord numai pentru că a avut impresia că eu eram un matematician dotat care l-ar fi putut ajuta în teoria lui meteorologică. Eu eram nerăbdător să merg acolo sus și dacă ar fi primit ordine să facă ceva ca să mă duc în Upperside, n-ar fi fost cazul să fie chiar atât de reticent. Pare destul de rezonabil să presupunem că avea nevoie de tine doar pentru matematică. A discutat cu tine despre matematică? A făcut vreo încercare să-ți explice teoria lui? Nu, zise Seldon. Nu a făcut-o. A pomenit totuși despre un contact pe care urma să-l stabilim ulterior. Necazul a fost că era preocupat în întregime de instrumentele lui. Am aflat că se aștepta să fie senin, lucru care nu s-a întâmplat, și a sperat că instrumentele lui erau defecte, însă după toate aparențele, acestea funcționau normal, lucru care l-a dezamăgit. Cred că acesta a fost un element neașteptat ce l-a făcut irascibil și în același timp i-a îndepărtat atenția de la mine. Cât despre Clauzia, tânăra care mi-a ținut companie câteva minute, nu am senzația, dacă privesc înapoi, că m-a îndepărtat de grup în mod deliberat. Inițiativa a fost a mea. Eram curios să aflu despre vegetația din Upperside și, mai degrabă, eu am fost acela care a îndepărtat-o pe ea de ceilalți. Departe de a o încuraja în ceea ce făcea, Legend a chemat-o înapoi când încă ceilalți ne mai puteau zări. Eu am continuat să mă îndepărtez de unul singur, ieșind din raza lor vizuală. Și cu toate acestea, spuse Hamin, care părea că avea intenția să facă obiecții la orice nouă sugestie, dacă nava aceea te căuta pe tine, cei de la bord trebuie să fi știut că te vei fi aflat acolo. De unde să fi știut, dacă nu de la Legend?
Cel pe care îl bănuiesc, spuse Selden, este un tânăr psiholog pe nume Lisung Randa. Randa? Spuse Dors. Nu pot să cred, îl cunosc. Este exclus să lucreze pentru împărat. Este un antiimperialist înverșunat. Poate se preface, spuse Selden. De fapt, pentru a ascunde faptul că este un agent imperial, trebuie ca declarațiile lui să fie fățișe, violente și din calea afară de antiimperial. Dar el nu este deloc așa, spuse Dors. Nu este violent și extremist în niciun fel. Este liniștit și prietenos, iar părerile și le exprimă întotdeauna în termeni moderați, aproape cu timiditate. Și sunt convinsă că sunt sincere. Și cu toate acestea, Dors, spuse Selden pe un ton grav, el a fost cel care mi-a povestit primul despre proiectul meteorologic. El a fost cel care m-a determinat să merg în Upper Side și el a fost cel care l-a convins pe Legend să-mi dea voie să merg cu ei, exagerând calitățile mele de matematician în încercarea de a-l convinge. Trebuie să ne punem întrebarea de ce era atât de nerăbdător să mă facă să mă duc acolo sus, de ce și-a dat atâta silință. Pentru binele tău, probabil. Îl interesai, Harry. Și trebuie să se fi gândit că meteorologia ți-ar putea fi de folos în psihoistorie. Nu e plauzibil? Hai să analizăm un alt aspect, spuse încet Hamin. S-a scurs o perioadă mare de timp între momentul în care Randa ți-a povestit despre proiectul meteorologic și momentul în care tu, de fapt, ai ajuns în Upper Side. Dacă Randa nu se face vinovat de vreo intenție, n-ar fi avut niciun motiv anume să țină secret acest lucru. Dacă este o persoană prietenoasă și sociabilă, este, spuse Dors. Atunci este posibil să fi povestit mai multor prieteni ce aveai de gând să faci. De fapt, ca să subliniem un alt aspect, să presupunem că Randa este antiimperialist. Asta nu înseamnă că nu este un agent. Ar trebui să ne punem întrebarea. Al cui agent este? În interesul cui lucrează? Selden era uluit. Pentru cine altcineva dacă nu pentru Imperiu? Pentru cine altcineva dacă nu pentru Demerzel? Hamin ridică mâna. Ești departe de a înțelege întreaga complexitate a politicii trantoriene, Selden. Mai spune-mi odată, spuse el întorcându-se spre Dors, care erau cele patru sectoare pe care le-a numit Dr. Legend, din care ar fi fost cel mai probabil să fi provenit o navă meteorologică. Hestelonia, Wai, Zigoret și North Damiano. Nu cumva i-ai pus întrebarea sugerându-i și răspunsul? Nu l-ai întrebat dacă vreun anume sector ar fi putut fi cel care a trimis nava? Nu, bineînțeles că nu. L-am întrebat pur și simplu dacă ar putea să-și dea cu părerea de unde a venit nava cu tracțiune vectorială. Și tu, spuse Hamin întorcându-se spre Selden, nu cumva ai zărit vreo caracteristică, vreun însemn pe nava cu tracțiune vectorială? Selden ar fi dorit foarte mult să-i replice că nava de-abia putea fi zărită printre nori, că apărea pe perioade scurte, că el însuși nu căuta însemne, ci căuta doar să scape, dar se abținu. Desigur, Hamin știa toate acestea. Mă tem că nu, spuse el simplu. Dacă nava cu tracțiune vectorială avea vreo misiune de răpire, spuse Dors, nu ar fi fost normal să-și ascundă însemnele? Este o presupunere logică, spuse Hamin, și este probabil să fi fost așa, dar în această galaxie logica nu triumfă întotdeauna, însă din moment ce Selden nu a reținut niciun detaliu în ceea ce privește nava, nu putem decât să facem speculații. Ceea ce am eu în cap acum este Y. De ce? Repetă Selden. Cred că doreau să mă răpească din cauza că cei din navă considerau utile cunoștințele mele de psihoistorie. Nu, nu. Hamin ridică degetul arătător de la mâna dreaptă ca și cum ar fi dădăcit un student. Y este numele unui sector de pe Trantor, un sector foarte aparte. De aproape 3000 de ani este condus de o dinastie de primari. A fost o linie continuă, o singură dinastie. Acum aproape 500 de ani, doi împărați și două împărătese din linia Y au stat pe tronul imperial. A fost o perioadă relativ scurtă și niciunul dintre domnitorii Y nu au avut vreun succes deosebit și nici nu s-au remarcat prin ceva anume, dar primarii din Y nu au uitat niciodată acest precedent imperial. N-au manifestat niciodată o neloialitate activă față de dinastiile care le-au urmat, continuă Hamin, dar nici nu au dat semne că ar fi slujit interesele acelor dinastii. În timpul rarelor perioade de război civil și-au menținut un fel de neutralitate, făcând mișcări care păreau calculate cu grijă astfel încât să prelungească războiul și dădeau impresia că cea mai bună soluție de compromis era întoarcerea la domnia Y. Nu le-a mers niciodată și cu toate acestea au continuat cu încăpățânare să încerce să obțină tronul. Actualul primar din Y este deosebit de priceput. Acum este bătrân, dar ambiția nu i-a scăzut deloc. Dacă îi se întâmplă ceva lui Cleon, chiar și o moarte naturală, primarul va avea o șansă în plus la succesiune față de fiul mult prea tânăr al lui Cleon. Populația galaxiei va fi întotdeauna un pic mai mult de partea unui pretendent cu precedente imperiale. Așa că, dacă primarul din Y a auzit de tine,
ea îi putea servi ca profet cu argumente științifice în interesul liniei sale. Ar fi un prilej de mult așteptat pentru a-i aranja un sfârșit convenabil lui Cleon pentru a te folosi pe tine ca să prezici inevitabila succesiune a lui Wai și o viitoare perioadă de pace și prosperitate care va dura 1000 de ani. Bineînțeles, odată ajuns pe tron, primarul din Wai nu va mai avea nevoie de tine și s-ar putea foarte bine să îl urmezi pe Cleon în mormânt. Seldon fu cel care sparse liniștea sinistră care urmă. Dar nu știm sigur că primarul din Wai este cel care mă urmărește. Nu, nu știu. În acest moment, nu știm nici măcar dacă te urmărește cineva. La urma urmelor, nava cu tracțiune vectorială putea fi o navă obișnuită pentru măsurători meteorologice, după cum a sugerat Legend. Cu toate acestea, pe măsură ce veștile despre psihoistorie și posibilitățile sale se răspândesc, și se răspândesc, asta e sigur, din ce în ce mai mulți dintre cei puternici sau aproape puternici, pe Trantor sau oriunde, vor dori să se folosească de tine. Deci ce avem de făcut în această situație? Întrebă Dors. Asta e o întrebare bună. Hamin stătu o vreme pe gânduri, apoi spuse. Poate că a fost o greșeală că am venit aici. Pentru un profesor este ușor de ghicit că cea mai probabilă ascunzătoare pe care ar alege-o ar fi o universitate. Strilling este una din multele universități, dar este dintre cele mai mari și mai libere, așa că în scurt timp acest loc va deveni nesigur. Cred că în cel mai scurt timp, poate chiar azi, Seldon trebuie dus în altă ascunzătoare mai bună, numai că, spuse Seldon, numai că nu știu unde. Cheamă cu ajutorul computerului o listă de denumiri geografice, spuse Seldon, și alege una la întâmplare. În niciun caz, spuse Hamin. Dacă procedăm astfel, putem găsi foarte bine un loc care să fie mai sigur, dar la fel de bine putem găsi unul care să fie mai puțin sigur decât media. Nu trebuie să-l găsim prin deducție, într-un fel sau altul. 32. Cei trei rămaseră în camera lui Seldon până după prânz. Între timp, Harry și Dors mai discutară câte ceva în șoaptă, dar Hamin se cufundase într-o tăcere aproape totală. Stătea și acum în capul oaselor, mâncase puțin, iar chipul său serios, care gândi Seldon, îl făcea să pară mai în vârstă decât era în realitate, păstrase o expresie liniștită și retrasă. Seldon și-l imagină trecând în revistă imensa geografie a Trantorului, căutând un colțișor care putea fi ideal. Cu siguranță nu era deloc ușor. Helicon, planeta lui Seldon, era mai mare cu 1% sau 2% decât Trantor și avea un ocean mai puțin întins. Suprafața uscatului de pe Helicon era probabil cu 10% mai mare decât cea a uscatului de pe Trantor. Dar Helicon era slab populată, suprafața sa era presărată aici și colo cu câte un oraș. Trantor era în întregime un oraș, în timp ce Helicon era împărțit în 20 de sectoare administrative. Trantor avea mai mult de 800 și fiecare sector era el însuși un complex de subdiviziuni. În cele din urmă, Seldon spuse cu o urmă de disperare. Hamin, poate că cel mai bine ar fi să hotărăști care dintre cei ce aspiră la serviciile mele este cel mai puțin periculos pentru mine, să mă duci la el și să avem încredere în el că mă va apăra împotriva celorlalți. Hamin ridică privirea și spuse cât se poate de serios. Nu este nevoie. Îl cunosc pe cel care ți este cel mai puțin periculos și te afli deja în mâinile lui. Seldon zâmbi. Te pui pe aceeași treaptă cu primarul din Wai și cu împăratul întregii galaxii? Din punct de vedere al rangului, nu. Dar în ceea ce privește dorința de a te folosi, cred că pot să concurez cu ei. Numai că ei și ceilalți pe care mi-i pot imagina vor să pună mâna pe tine pentru a-și consolida averea și puterea, în timp ce eu nu am alt scop decât binele galaxiei. Cred, spuse Seldon, că fiecare dintre rivalii tăi va susține cu tărie, dacă va fi întrebat, că și el se gândește numai la binele galaxiei. Sunt sigur că așa ar face, spuse Hamin, dar până acum nu te-ai întâlnit decât cu unul dintre rivalii mei, după cum i-ai numit, și acela a fost împăratul, iar pe el îl interesa doar ca tu să născocești preziceri care să-i consolideze lui dinastia. Eu nu-ți cer nimic de genul ăsta. Eu îți cer să pui la punct o metodă a psihoistoriei prin care să poți face predicții matematice bine întemeiate, chiar dacă sunt doar de natură statistică. Adevărat, cel puțin până acum, zise Seldon, schițând un zâmbet. În consecință, aș avea toate motivele să te întreb. Cum te descurci? Ai făcut vreun pas înainte? Seldon nu era sigur dacă să râdă sau să se înfurie. După un timp în care nu făcu niciuna nici alta, reuși să spună calm. Progres? În mai puțin de 2 luni? Hamin, asta e ceva care ar putea foarte bine să dureze întreaga mea viață și viețile a o duzină de oameni care ar prelua pe mai departe munca mea. Și chiar și atunci ar putea fi un eșec. Nu vorbesc despre ceva atât de decisiv cum ar fi o soluție sau atât de optimist cum ar fi începutul unei soluții. Mi-ai spus foarte categoric de câteva ori că o psihoistorie care să poată fi folosită este posibilă, dar imposibil de pus în practică.
Eu te întreb acum dacă întrezărești vreo speranță să poată fi pusă în practică. Să fiu sincer, nu. Scuză-mă, te rog, spuse Dors. Nu sunt matematician, dar sper că nu pun o întrebare idiotă. Cum poți să spui că ceva este posibil în același timp nepractic? Te-am auzit spunând că, teoretic, te-ai putea întâlni personal cu toți oamenii din Imperiu ca să le dai binețe, dar că nu poți să duci la bun sfârșit acest lucru deoarece nu ai putea trăi suficient. Însă de unde știi că psihoistoria este ceva de genul ăsta? Seldon o privi pe Dors pe undeva nevenindu-i să creadă. Vrei să-ți explic asta? Ea dădu din cap cu atâta putere încât își agită părul cârlionțat. Da, vreau. De fapt, spuse Hamin, și eu vreau același lucru. Seldon schiță un zâmbet. Fără să mă folosesc de matematică? Te rog, spuse Hamin. Bine. Se retrase în sine pentru a găsi o metodă de prezentare, apoi spuse. Dacă vreți să înțelegeți un anume aspect al universului, este bine să îl simplificați cât se poate de mult și să țineți cont numai de acele proprietăți și caracteristici care vă sunt esențiale pentru înțelegere. Dacă vreți să aflați cum cade un obiect, nu are importanță dacă este nou sau vechi, roșu sau verde, dacă are sau nu miros. Aceste informații le eliminați pentru a nu complica inutil problema. Fenomenul simplificat îl puteți numi model sau simulare și îl puteți prezenta fie grafic, fie pe ecranul unui computer, fie printr-o relație matematică. Dacă luăm în considerare teoria primitivă a gravitației nerelativiste, ai promis că nu o să te folosești de matematică, sări Dors. Nu încerca să le strecori dându-le numele de primitivă. Nu, nu. Am zis primitivă numai în sensul că este o teorie cunoscută din documentele noastre cele mai vechi, că momentul descoperirii ei se pierde în ceața antichității, precum în focul sau roata. În orice caz, ecuațiile unei astfel de teorii gravitaționale conțin și ele, însele, o descriere a mișcării unui sistem planetar, a unei stele duble, a mareelor și a altor lucruri. Folosind aceste ecuații, putem chiar să realizăm o simulare grafică și să reprezentăm pe un ecran bidimensional o planetă înconjurând o stea sau două stele înconjurându-se una pe alta. Putem reprezenta grafic sisteme mai complicate folosind o hologramă tridimensională, astfel de simulări simplificate ne ușurează înțelegerea fenomenului mult mai mult decât studierea fenomenului însuși. De fapt, fără ecuațiile gravitaționale, cunoștințele noastre despre mișcarea planetelor și despre mecanica celestă în general ar fi fost foarte reduse. Acum, continuă Seldon, pe măsură ce doriți să aflați tot mai multe despre un fenomen sau pe măsură ce un fenomen devine din ce în ce mai complex, aveți nevoie de ecuații din ce în ce mai complicate de programare, din ce în ce mai detaliate și veți sfârși printr-o simulare computerizată care este din ce în ce mai greu de înțeles. Nu poți să faci o simulare a simulării? Întrebă Hamin. Ai putea coborî cu o treaptă gradul de complexitate. În acest caz, va trebui să elimini anumite caracteristici ale fenomenului pe care dorești să-l studiezi și simularea ta va deveni inutilă. SCMPC, adică simularea cea mai puțin complexă, câștigă în complexitate mult mai repede decât fenomenul care trebuie simulat și în final îl ajunge din urmă din punct de vedere al complexității. Astfel, cu mii de ani înainte s-a stabilit că universul ca întreg, în întreaga sa complexitate, nu poate fi reprezentat decât printr-o simulare la fel de complexă ca universul însuși. Cu alte cuvinte, nu poți obține o imagine a întregului univers decât dacă studiezi întregul univers. S-a mai arătat de asemenea că dacă cineva încearcă să simuleze o părticică a universului, apoi o altă părticică, apoi o altă părticică și tot așa cu intenția de a le pune la oaltă pentru a obține o imagine a întregului univers, va descoperi că trebuie să facă o infinitate de astfel de simulări parțiale. În consecință, va fi nevoie de un timp infinit pentru a înțelege universul în întregime și acesta nu este decât un alt mod de a spune că este imposibil să cunoști totul. Până acum te-am înțeles, spuse Dors, părând ea însăși puțin surprinsă. Ei bine, știm acum că unele lucruri relativ simple sunt ușor de simulat și că, pe măsură ce lucrurile devin din ce în ce mai complicate, devin din ce în ce mai dificil de simulat până când, în cele din urmă, devin imposibil de simulat. Dar la ce nivel de complexitate încetează simularea de a mai fi posibilă? Ei bine, ceea ce am arătat eu, folosindu-mă de o metodă matematică inventată în acest ultim secol și cu care se lucrează destul de greu, chiar dacă dispunem de un computer mare și foarte rapid, a fost că societatea noastră galactică nu este prea complicată. Poate fi reprezentată printr-o simulare mai simplă decât ea însăși. Și am mers mai departe arătând că aceasta ar conduce la posibilitatea de a prezice în mod statistic evenimente viitoare, mai precis, calculând probabilitățile mai multor evenimente și nu pretinzând că un anumit eveniment va avea sigur loc. În acest caz, spuse Hamin,
Din moment ce poți simula societatea galactică, nu rămâne decât să te pui pe treabă. De ce ar fi un lucru imposibil de făcut? Pentru că nu am arătat decât că nu va fi nevoie de un timp infinit pentru a înțelege societatea galactică. Dar dacă acest lucru va necesita un miliard de ani, tot nepractic se cheamă că este. Pentru noi este același lucru cu infinitul. Deci, de cât timp va fi nevoie? De un miliard de ani? N-am fost în stare să determin cât timp va necesita, dar bănuiesc că cel puțin un miliard de ani. De aceea am sugerat acest număr. Dar nu e sigur. Am încercat să determin. Fără succes? Fără succes. Biblioteca universității nu te poate ajuta? Întrebă Hamin, privind-o în același timp pe Dors. Seldon dădu ușor din cap. Absolut deloc. Dors nu te poate ajuta? Nu cunosc nimic despre acest subiect, Chatter, suspină Dors. Nu pot decât să sugerez unele direcții de cercetare. Dacă Harry cercetează și nu găsește nimic, sunt inutilă. Hamin se ridică în picioare. În acest caz, nu mai are rost să rămâi aici la universitate și trebuie să mă gândesc la alt loc în care să te duc. Seldon se întinse și își împreună mâinile. Totuși am o idee, spuse el. Hamin miji ușor ochii, ceea ce ar fi putut răda surpriză sau suspiciune. Când ți-a venit ideea asta acum? Nu. Mi-a intrat în cap cu câteva zile înainte de a merge în Upperside. Această aventură a eclipsat-o o vreme, dar atunci când ai întrebat de bibliotecă, mi-am adus din nou aminte de ea. Hamin se așeză din nou. Vorbește-mi despre ideea ta, dacă nu cumva se scaldă în matematici. Matematicile nu intervin deloc. Citind istoria în bibliotecă, mi-am dat seama că societatea galactică era mai puțin complicată în trecut. Acum 12.000 de ani, când Imperiul era pe cale să se constituie, galaxia cuprindea doar în jur de 10 milioane de lumi locuite. Acum 20.000 de ani, regatele preimperiale cuprindeau împreună doar aproximativ 10.000 de lumi. Cu și mai mult timp în urmă, cine știe la câte lumi se limita societatea? Poate chiar la o singură lume, ca în legendele de care ai amintit mai demult, Hamin. Și crezi că ai fi în stare să pui psihoistoria în practică dacă ai lucra cu o societate galactică mult mai simplă? Întrebă Hamin. Da, am impresia că aș putea. Atunci, spuse Dors cu un entuziasm subit, să presupunem că aplici psihoistoria în cazul unei societăți mai mici din trecut și să presupunem că, pe baza unui studiu a situației preimperiale, poți face predicții pentru ceea ce s-ar fi putut întâmpla la 1000 de ani după formarea Imperiului. Ai putea atunci compara predicțiile tale cu situația care a existat, de fapt, 1000 de ani mai târziu, ca să vezi cât de aproape ești de adevăr. Considerând că ai putea ști dinainte care este situația în anul 1000 al erei galactice, spuse Hamin, fără entuziasm, nu ar fi un test corect. Ai fi în mod inconștient influențat de informațiile pe care deja le ai și ai fi tentat să alegi astfel de valori pentru parametrii ecuației tale, încât să obții ceea ce tu știi că este soluția. Nu cred, spuse Dors. Nu cunoaștem prea bine situația din anul 1000 al erei galactice și ar trebui să muncim zdravăn pentru a o afla. La urma urmelor, vorbim despre ceva care a existat acum 11.000 de ani. Fața lui Seldon căpătă o expresie de disperare. Cum adică nu cunoaștem prea bine situația din 1000 era galactică? Existau și atunci computere, nu-i așa, Dors? Desigur. Și bănci de date pe unități de memorie și înregistrări audio și video? Ar trebui să avem toate înregistrările din 1000 era galactică, așa cum le avem pe cele de acum din anul 12.020 era galactică. Teoretic, da. Dar în practică, știi, Harry, este cam la fel cu ceea ce spui și tu. Este posibil să ai toate înregistrările din 1000 era galactică, dar nu este practic să te aștepți să le ai. Da, Dors, dar ceea ce spuneam eu se referea la demonstrații matematice. Nu văd de ce ar trebui să se extindă și la documentele istorice. Înregistrările nu țin veșnic, Harry, spuse Dors, de parcă s-ar fi scuzat. Băncile de memorie pot fi distruse sau șterse ca urmare a unui conflict sau se pot deteriora pur și simplu în timp. Orice bit de memorie, orice înregistrare la care nu se face apel o lungă perioadă de timp, va sfârși prin a se confunda cu un semnal parazit. Se spune că cel puțin o treime din înregistrările bibliotecii imperiale sunt pur și simplu nedeslușit, dar, bineînțeles, uzanțele nu vor permite ștergerea lor. Alte biblioteci sunt mai puțin legate de tradiții. În biblioteca Universității Strilling, din 10 în 10 ani renunțăm la informațiile nefolositoare. Evident, înregistrările frecvent apelate și adesea multiplicate în diverse lumi și în diverse biblioteci, guvernamentale și particulare, rămân suficient de clare timp de mii de ani, astfel încât multe dintre punctele esențiale ale istoriei galactice rămân cunoscute chiar dacă au avut loc în vremuri preimperiale, însă cu cât mergi mai mult înapoi în timp, cu atât este mai puțin probabil să le găsești. Nu pot să cred așa ceva, spuse Seldon. Mie mi se pare normal ca dacă o înregistrare este în pericol să dispară, să se facă noi copii după ea. Cum pot fi lăsate informațiile să dispară?
Informațiile care nu sunt cerute sunt informații inutile, spuse Dors. Îți imaginezi că se cheltuie timp, efort și energie pentru a înnoi continuu datele inutile? Aceste informații inutile se vor aduna cu timpul într-un număr extrem de mare. Totuși, normal este să ai în vedere că cineva, cândva, ar putea avea nevoie de datele care sunt eliminate cu o atât de mare neglijență. O informație ar putea fi apelată odată la 1000 de ani. A o salva doar în ipoteza unei astfel de eventualități nu este eficient, chiar și în știință. Vorbeai de ecuațiile primitive ale gravitației și spuneai că sunt primitive din cauza că descoperirea lor se pierde în ceața antichității. De ce? Voi, matematicienii și oamenii de știință, nu ați salvat toate datele și informațiile care provin din încețoșatele vremuri primitive când au fost descoperite acele ecuații. Seldon oftă și nu făcu nicio încercare să răspundă. Deci, amin, spuse el, cam atât despre ideea mea. Pe măsură ce privim mai înapoi în timp și pe măsură ce societatea devine din ce în ce mai puțin complicată, devine din ce în ce mai probabilă o psihoistorie care să poată fi de folos. Dar informațiile se răstrâng mai rapid chiar decât dimensiunea problemei, astfel încât psihoistoria devine mai puțin probabilă, iar mai puțin probabilă cântărește mai mult decât mai probabil. Totuși mai există și sectorul mai cogent, spuse Dors gânditoare. Hamin ridică rapid privirea. Așa este și ar fi locul ideal unde l-am putea duce pe Seldon. Ar fi trebuit să mă fi gândit și eu. Sectorul mai cogent, repetă Harry, mutându-și privirea de la unul la celălalt. Ce și unde este sectorul mai cogent? Harry, te rog, am să spun mai târziu. Acum am de făcut niște pregătiri. Vei pleca la noapte. 33. Dors încercase să-l determine pe Seldon să doarmă un pic. Urmau să plece la jumătatea dintre întuneric și lumină la adăpostul nopții, în timp ce restul universității dormea. Ea era convinsă că el încă se mai putea odihni puțin. Și tu să dormi iarăși pe podea? Întrebă Seldon. Ea ridică din numeri. În pat nu este loc decât pentru unul și dacă încercăm să ne înghesuim amândoi în el, niciunul dintre noi nu o să prea aibă parte de somn. El o privi cu lăcomie preț de o clipă, apoi spuse. Atunci de data asta am să dorm eu pe podea. Nu, n-ai să faci asta. Nu eu am fost cea care a zăcut în comă sub lapoviță. Se întâmplă că niciunul dintre ei nu reușea să adormă. Deși făcuseră întuneric în cameră și deși bâzâitul permanent de pe Trantor era doar un sunet slab în împrejurimile relativ tăcute ale universității, Seldon găsi că trebuia să stea de vorbă. Ți-am făcut atâtea greutăți, Dors, aici la universitate, spuse el. Te-am reținut de la muncă și cu toate astea îmi pare rău că trebuie să te părăsesc. Nu mă vei părăsi, spuse Dors. Vin cu tine. Hamin îmi aranjează o învoire. Nu-ți pot cere să faci asta, spuse Seldon tulburat. Tu nu. Hamin însă mi-o cere. Trebuie să am grijă de tine. La urma urmelor, am făcut o greșeală în legătură cu Upperside și trebuie să mi-o răscumpăr. Ți-am mai spus, te rog să nu te simți vinovată de acea întâmplare, dar trebuie să recunosc că m-aș simți mult mai bine cu tine alături. De-aș fi sigur că nu-ți fac viața mai grea... Nu mi-o faci, Harry, spuse Dors cu blândețe. Te rog să dormi. Seldon rămase tăcut o vreme, apoi șopti. E sigură că Hamin poate să rezolve orice, Dors? Este un om deosebit, spuse Dors. Cred că are trecere aici la universitate și oriunde altundeva. Dacă spune că îmi poate aranja o învoire pe termen nedefinit, sunt sigură că poate. Este un om deosebit de convingător. Știu asta, spuse Seldon. Uneori mă întreb ce vrea el de fapt de la mine. Ceea ce spune, zise Dors, este un om cu idei și vise puternice și nobile. Vorbești ca și cum l-ai cunoaște bine, Dors. Oh, da, îl cunosc bine. Intim? Dors scoase un sunet ciudat. Nu știu ce vrei să insinuezi, Harry, dar luând înțelesul cel mai obraznic, nu, nu-l cunosc intim. Și oricum, ce te interesează pe tine? Îmi pare rău, spuse Seldon. Pur și simplu nu doream ca din greșeală să-i violez altuia proprietatea? Asta e o insultă și mai mare. Cred că ar fi mai bine să dorm. Îmi cer scuze din nou, Dors, dar nu pot să dorm. Lasă-mă cel puțin să schimb subiectul. Nu mi-a explicat ce este sectorul mai cogent. De ce este bine ca eu să merg acolo? Cum arată? E un sector unic cu o populație de doar 2 milioane, dacă mi-aduc bine aminte. Ideea este că maicogenienii respectă cu strictețe o mulțime de tradiții din istoria timpurie și se presupune că au înregistrări foarte vechi pe care nimeni altcineva nu le mai are. Este mult mai probabil să-ți fie mai de folos decât istoricii propriu-ziși în încercarea de a cerceta vremurile preimperiale. Vorbele tale despre istoria timpurie mi-au adus aminte de acest lucru. Le-ai văzut vreodată înregistrările? Nu, nu cunosc pe nimeni care să le fi văzut. Atunci poți fi sigură că înregistrările există cu adevărat? Ca să fiu sinceră, nu. Impresia nemaicogenienilor este că aceștia sunt o ceată de nebuni, dar este posibil ca impresia să fie nedreaptă. Cert este că ei spun că au înregistrări, deci probabil că le au. În orice caz, acolo vom fi la adăpost.
Mycogenienii sunt foarte puțin permeabili la ceea ce vine din exteriorul sectorului lor și acum te rog să dormi. Și în cele din urmă, Selden a dormit. 34. Harry Selden și Doris Venabili părăsire domeniile universității la ora 3. Selden își dădu seama că Doris trebuia să conducă. Cunoștea Trantorul mai bine decât el, cu 2 ani mai bine. Era evident o prietenă apropiată a lui Hamin. Cât de apropiată? Întrebarea asta îl tot săcâia și îi pricepuse instrucțiunile. Atât ea, cât și Selden, erau înveșmântați în mantale lucioase cu glugi strânse pe cap. Cu câțiva ani în urmă, acest stil fusese o toană trecătoare a modei la universitate și printre tinerii intelectuali. În general, acum, deși ar fi putut provoca râsul, straile acestea aveau avantajul că îi acopereau și îi făceau de nerecunoscut, cel puțin la o privire fugară. Există posibilitatea, spuse Hamin, ca întâmplarea din Upperside să fi fost absolut nevinovată și să nu te urmărească niciun agent, Selden, dar să fim pregătiți pentru cei mai rău. Nu mergi cu noi? Întrebă Selden neliniștit. Aș vrea să vin, spuse Hamin, dar trebuie să am grijă să nu absentez prea mult de la lucru. Astfel, am să ajung eu însumi o țintă, înțelegi? Selden oftase, înțelegea. Se urcară într-un expres și găsiră un loc cât mai aproape de puținii călători care se urcaseră înainte. Selden se întrebă ce motiv ar avea cineva să meargă cu expresul la ora 3 dimineața, apoi se gândi că aveau noroc că nu erau singuri, astfel el și cu Doris ar fi atras prea mult atenția. Selden începu să privească panorama nesfârșită care îi trecea prin fața ochilor, în timp ce șirul de vagoane și el nesfârșit alerga pe monoraiul nesfârșit acționat de un nesfârșit câmp electromagnetic. Expresul trecu de blocurile de locuințe, unele dintre ele foarte înalte, dar altele, din câte știa, foarte adânci. Totuși, dacă zeci de milioane de kilometri pătrați formau un întreg oraș, nu era nevoie de construcții foarte înalte sau foarte aglomerate, chiar dacă ele trebuiau să adăpostească 40 de miliarde de oameni. Întâlniseră zone întregi și majoritatea păreau destinate culturilor, dar unele aveau evident înfățișarea unor parcuri. Erau multe clădiri a căror destinație nu o putea ghici. Fabrici? Instituții? Cine să știe? Un cilindru mare și inexpresiv îi dădu impresia că putea să fie un rezervor de apă. La urma urmelor, Trantorul trebuia să aibă o sursă de aprovizionare cu apă proaspătă. Strângeau ploaia din Upperside, o filtrau, o tratau și apoi o stocau? Se părea că altă soluție nu aveau. Selden nu a avut însă prea mult timp la dispoziție pentru a admira priveliștea. Aici trebuie să coborâm, șopti Doris. Se ridică în picioare și degetele ei puternice îl apucară de braț. Ieșiseră din expres și acum stăteau pe o podină solidă în timp ce Doris studia indicatoarele de direcție. Însă indicatoarele nu erau prea edificatoare și erau și multe. Curajul îl părăsi pe Selden. Majoritatea erau ideograme sau inițiale care fără îndoială puteau fi înțelese de trantorieni, însă lui îi erau complet necunoscute. Pe aici, spuse Doris. Pe unde? De unde știi? Vezi acolo? Două aripi și o săgeată. Două aripi? Aha. Se gândise la un V întors, larg și plat, dar ceea ce privea el puteau fi aripile stilizate ale unei păsări. De ce nu folosesc cuvinte, spuse el morocănos? Deoarece cuvintele diferă de la o lume la alta. Ceea ce aici înseamnă aeroreactor, pe China ar putea însemna săgeată, iar în alte lumi, uliu. Cele două aripi cu o săgeată reprezintă un simbol galactic pentru o aeronavă, iar acest simbol este înțeles pretutindeni. Pe Helicon nu folosiți simboluri? Nu prea. Helicon este o lume destul de omogenă din punct de vedere cultural și avem tendința fermă de a ne forma propriile noastre obiceiuri din cauza că suntem eclipsați de vecinii noștri. Vezi? Spuse Doris. Aici ar putea fi utilă psihoistoria ta. Ai putea arăta că, deși dialectele sunt diferite, folosirea simbolurilor pretutindeni în galaxie este o forță unificatoare. Asta nu o să ajute la nimic. Mergea în urma ei pe o alee întunecată și o parte a minții sale se întrebă care era criminalitatea pe Trantor și dacă asta era o zonă cu criminalitate înaltă. Poți avea un miliard de reguli care se referă la același fenomen și nu poți obține o generalizare din ele. Asta este ceea ce trebuie să înțeleagă atunci când se spune că un sistem poate fi înțeles doar printr-un model la fel de complex ca însuși sistemul, Doris. Mergem să ne urcăm într-un aeroreactor? Ea se opri să-l privească, încruntându-se amuzată. Din moment ce urmărim simbolurile pentru aeroreactoare, doar nu-ți închipui că mergem spre un teren de golf. Nu cumva ți-e frică de aeroreactoare așa cum le e multor trantorieni? Nu, nu. Pe Helicon zburăm în voie, iar eu mă folosesc adesea de aeroreactoare. Numai că atunci când Hamin m-a dus la universitate, a evitat liniile aeriene comerciale gândindu-se că vom lăsa o urmă prea vizibilă.
Asta din cauză că știau pe unde aveai să pornești, Harry, și erau deja pe urmele tale. Acum s-ar putea să nu știe unde te afli. În plus, vom folosi un aeroport puțin cunoscut și un aeroreactor particular. Și cine o să piloteze? Un prieten de-a lui Hamin, presupun. Crezi că putem avea încredere în el? Dacă este prieten cu Hamin, cu siguranță. Ai o părere foarte bună despre Hamin, zise Seldon cu un acces de nemulțumire. Am și motive, spuse Dors, neprecupețindu-și laudele. Este cel mai bun. Nemulțumirea lui Seldon nu scăzu în intensitate. Iată aeroreactorul, spuse Dors. Era unul micuț cu aripile de o formă ciudată. Lângă el se afla un om scund îmbrăcat în culorile strălucitoare obișnuite ale trantorienilor. Noi suntem Siho, spuse Dors. Și eu sunt istoric, spuse pilotul. Se urcară în aeroreactor în urma lui. A cui idee au fost parolele, spuse Seldon. A lui Hamin, spuse Dors. Seldon izbucni în râs. Nu prea credeam că Hamin